Doamnelor și domnilor, astăzi, 28.10.2024, prin ordinul prefectului județului Gorj a fost convocată ședința de constituire a Consiliului Județean Gorj ca urmare a alegerilor din 9 iunie 2024. Ședință la care vor fi depus jurământul de către consilierii județeni aleși în urma scrutinului din 9 iunie, cât și a președintelui Consiliului Județean ales pe votul nominal la acest scrutin. Consiliul Județean Gorj, prin ordinul prefectului numărul 147/2024, are un număr de 30 de consilieri județeni aleși pe listă de partide la care se adaugă președintele Consiliului Județean ales prin vot uninominal. Ședința de Consiliul Județean va fi prezidată de cel mai vârstnic dintre consilierii județeni, respectiv domnul Dumitru Brăila, ajutat de cel mai tineri consilier, respectiv domnișoara Firan Elena Andrada și domnul Marius Cuțitor. Domnule președinte, vă rog să preluați cuvântul președintei. Mulțumesc! Stimați invitați, stimați colegi, dau cuvântul secretarii Consiliului Județean pentru a citi încheierea Tribunalului Gorj cu privire la validarea candidaților aleși. Tribunalul Gorj, secția 1 civilă prin încheierea numărul 5, în numele legii dispune, admite cererea formulată de secretarul general al județului Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei numărul 4, județul Gorj. Validează mandatele următorilor 23 de consilieri județeni declarați aleși la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, respectiv. Davitoiu Dragoș Virgil, Niculescu Bogdan, Polonu Sabin, Bordușan Constantin Anca, Nicufor Gheorghe, Cuțitoiu Maric, Nicolete Gheorghe, Polinoiu Ion, Recepțion, Brejeru Marcela, Amanu Dorin, Niculescu Maria, Semănarul Corbis Marius, Părintul Dumitru, Tătărul Ioana, Cursul Elena Gabriela, Soare Claudiu Gabriel, Firan Elena Andrada, Jordescu Adrian, Triescu Ionelia Florența, Ceambur Vasile Mircea, Geamănu Ștefan și Dodenciu Ionuța Lin. Validează mandatele următorilor 7 consilieri județeni declarați aleși: Popescu Cosmin Mihai, Iordache Ion, Popescu Iulian Vasile, Filip Robert Dorin, Călăbu Ionuzalin, Cotoșman Ionuliu și Burlan Daniel. Se pute până la jurământului va juca, să ne ridicăm în picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Părinte Gheorghe, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Călinuie Ion, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ciambur Vasile Mircea, aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cornuiu Sabin, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cuțitorul Marius, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute și Dumnezeu. Dragoș Virgil, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să mă ajute Dumnezeu. Dodenciu Ionuț Alin Aur. Jur să respect Constituția țării și legile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iram Elena Andrada, PNL. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Cheamă-mi Ștefan. Aur.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Hanu Dorin, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Miseilescu Maria, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Regerul Marcela, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nichifor Gheorghe, PSD. Subsemnatul Nichifor Gheorghe, consilier județean al Consiliului Județean Gorj, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. PSD. Subsemnatul Niculescu Bogdan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ionelia Florența Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Rușețion, PSD.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să mă ajute Dumnezeu. Semnalul concurs Marius. PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa se numește Dumnezeu. Soare Claudiu Gabriel, PNL. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tădău Ioana, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Elena Gabriela, PNL. Eu, Târsu Elena Gabriela, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Zorlescu Adrian Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Privind validarea mandatului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin Mihai. Validează mandatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj a domnului Popescu Cosmin Mihai, candidat din partea Partidului Social Democrat,
declarat ales în urma alegerilor locale din data de 9 iunie 2024. Evident, domnul președinte, să depună jurul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Conformitate cu prevederile legii, din acest moment, conducerea ședinței este preluată de domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului de Țară. Ședință, stimați colegi, doamna secretar general, domnule prefect, constat că au depus jurământul 24 de membri ai Consiliului Județean Gorj, din totalul de 31, stabilit în temeiul prevederilor articolului 171, aliniatul 1 și aliniatul 2, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019. De asemenea, informez consilierilor județeni cu privire că în conținutul mapelor le-au fost înmânate materiale informative privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese al aleșilor locali, precum și regulamentul de organizare și funcționale al Consiliului Județean Gorj. Înainte de a încheia ședința, dați-mi voie să vă spun și câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc gorjenilor pentru votul de încredere acordat în data de 9 iunie 2024, la fel cum ne-au acordat votul de încredere și în mandatul 2020-2024. Un vot bazat pe seriozitate și încredere, pentru că nu a fost ușor. Mandatul 2020-2024 a fost mandat foarte greu. Presărat cu criza pandemică, presărat cu criza războiului din Ucraina. Doar eu și colegii mei din Consiliul Județean Gorj știm ceea ce înseamnă un contract în derulare și care a doua zi altă are valoare și trebuie să găsim soluții financiare din buget local sau din buget de stat. Le mulțumesc gorjenilor pentru că de fiecare dată ne-au ascultat și ne-au înțeles. Pentru că ceea ce am promis în cele două mandate, eu și dumneavoastră, am dus la îndeplinire. Am avut discuții purtate cu zeci de mii de oameni și acest lucru o să-l fac în continuare, pentru că dialogul este cel mai important. Oamenii trebuie să mergi la oameni să discuți, să le spui ceea ce poți să faci și ceea ce nu poți să faci. Nu trebuie să minți. De asemenea, mulțumesc foștilor consilieri județeni, pentru că, cu bune, cu rele, am avut un mandat care a adus plus valoare județului Gorj. Am avut sute de proiecte de hotărâre pentru a finanța obiective de investiție în județ, din fonduri naționale, din buget propriu, din fonduri externe. Și am mai avut mici dispute, dar totodată am arătat și trebuie să arătăm că este un for deliberativ și ne respectăm și acest lucru a fost transmis în județ, celorlalte consilii locale, primărilor și suntem, cred că, un punct de reper și pentru celelalte administrații publice locale. De asemenea, vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pe cei care astăzi ați depus jurământul și ați preluat mandatul. Sunt convins că vom funcționa ca o echipă. O echipă nu pentru un partid, pentru județul Gorj. Ne așteaptă un mandat dificil. Calat pe schimbarea și gândirea economică a județului Gorj. Degeaba aducem fonduri externe pentru a face drumuri, apă, canal, infrastructură de gaz, dacă nu reușim în acești 4 ani de zile, împreună cu parlamentarii din Gorj, care vor fi aleși în 1 decembrie,
să reconfigurăm situația juridică, situația economică a județului. Eu și echipa de din Consiliul Județean Gorj, împreună cu fostul Consiliul Județean Gorj, am pus bazele și temelia a 534 de milioane de euro care trebuie să vină în județul Gorj pentru a dezvolta economic județul. Nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să acționăm în continuare și Guvernul României ne-a înțeles și ne va înțelege că avem în continuare nevoie de sprijin pentru dezvoltarea economică. Trebuie să gândim un proiect clar pentru județ, pentru a fi parte la ceea ce se propune a fi o nouă reindustrializare a țării. Județul Gorj trebuie să facă parte din acest proces amplu de reindustrializare. Avem la această dată câteva investiții mari pe ajutor de stat, fie că vorbim de Investalim, fie că vorbim de ajutor de stat acordat în baza HG300 pe 2024. Pregătim investiții pentru, prin ajutor de stat, prin axa care va fi deschisă prin hotărârea de guvern 702 pe 2024, dar încă o dată repet, trebuie să facem demersul astfel încât Gorjul să fie o parte componentă a reindustrializării României. Suntem pregătiți împreună cu autoritățile publice locale pentru a asigura tot suportul celor care vor să investească în Gorj. Noi niciodată nu am încurcat, din contră, sprijinim orice investitor. De când și zile trecute, pentru mine fiecare loc de muncă contează. Vreau să mulțumesc aparatului propriu. Sunt acolo mai în spate, ca de obicei discreți, șefilor instituțiilor subordonate Consiliului Județean Gorj, pentru că fără ei nu puteam. Degeaba vorbim, avem idei, ei sunt creierul, ei scriu, ei și asumă. Dragi colegi, vă mulțumesc și mă bazez pe voi în continuare că vom face și vom scrie proiecte importante pentru județul nostru. Mulțumesc parlamentarilor pentru susținere. Dragi colegi, mă bazez pe voi și ne bazăm toți pe voi că ne vă sprijini și în actualul mandat, pentru că avem nevoie de susținerea dumneavoastră în Parlament și la ceea ce vor reprezenta Gorjul în Guvernul României, la nivel de ministru, secretar de stat, președinți de agenții. Nu închei până nu vreau să-i mulțumesc domnului prefect și domnilor subprefecți pentru colaborare. Avem câteva luni de zile în care am avut anumite proiecte comune care duce la bun sfârșit. Suntem discreți, nu ieșim în media, nu ieșim cu rezultatul final. Domnule prefect, domnilor subprefecți, vă mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc la media. De multe ori poate v-am supărat că nu am răspuns de fiecare dată solicitările dumneavoastră de a interveni la anumite subiecte. Vă mulțumesc pentru modul în care ați reliefat activitatea Consiliului Județean Gorj în mandatul 2020-2024. Vă mulțumesc pentru modul în care ați reflectat campania electorală. Pentru mine sunteți prieteni, în adevăratul sens al cuvântului. Și veți rămâne prieteni. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot suportul acordat în cei 8 ani de mandat. Și mă bazez pe dumneavoastră în continuare și în cei 4 ani, pentru că avem nevoie de susținere media locală pentru a promova ceea ce e bun pentru județ, pentru a promova investițiile, pentru a promova ceea ce trebuie făcut și ceea ce fac ce fiecare primar, fiecare consilier local, fiecare consilier județean, pentru a da exemple pozitive. Încă o dată vă mulțumesc. Am emoții de când vă spun atât. Vă mulțumesc pentru tot. Înainte de a închide ședința, dați-mi voie să-l invit la microfon pe domnul Nichifor Gheorghe pentru a prezenta un moment de suflet pentru instituția noastră. Domnule consilier județean, domnule vicepreședinte, vă rog. Domnule președinte, domnule prefect, stimați colegi, ziua de astăzi când noi am depus jurământul coincide cu un moment extrem de important din istoria instituției noastre. În urmă cu 160 de ani, pe 26 octombrie 1864, avea loc prima ședință a Consiliului Județean Gorj. Sigur, în condițiile anterioare, noi am pregătit in extenso un asemenea eveniment. Astăzi însă vrem să valorificăm ședința aceasta de depunere a jurământului și să vă spunem câteva lucruri despre ceea ce s-a întâmplat atunci în urmă cu 160 de ani. Legea aceasta, care a înființat Consiliile Județene, face parte dintr-un pachet de legi de modernizare
inițiate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza și principalul său sfetnic, Mihail Cogălnicean. E bine, Consiliul Județean avea menirea, atunci, conform legii respective, de a reprezenta interesele locale, ceea ce se întâmplă și acum, și de a se pronunța în privința tuturor problemelor care vizau starea județului Gorj. Ca și acum, principala atribuție a fost adoptarea bugetului. În prima ședință a Consiliului Județean, în prima sesiune, de fapt, au fost 3 proiecte de buget. Cam la ce era necesar bugetul pe atunci, o să vedeți, este destul de restrictiv. Ulterior, el a fost îmbunătățit de la o sesiune la alta, pentru întreținerea unor localuri publice, prefectura, tribunalul, cazarma dorobanților de aici, din Târgu Jiu, arestul preventiv și spitalul. Toate acestea erau finanțate de către Consiliul Județean. Pentru plata salariilor proprii și ale altor instituții publice, pentru construcția și întreținerea drumurilor și podurilor, pentru întreținerea spitalelor și altor instituții de binefacere, a școlilor din comunele sărace, atenție, nu toate școlile, serviciul de poștă, etc. Un articol special al acestei legi este articolul 56, care propunea înființarea unei case de pensii pentru toți funcționarii publici. Hai să vedem și câteva lucruri despre activitatea Consiliului Județean Gorj în prima sesiune, care a durat din octombrie și până în februarie. Așa erau organizați atunci. Prima ședință, cea despre care vă vorbeam, din 26 octombrie, a avut în prim plan validarea consilierilor din cele 4 plase și 2 plaiuri, adică 12 consilieri și 6 supleanți. Atâți au fost atunci, în 1864. Așa, un amănunt inedit pe care l-am găsit eu, în cele câteva luni cât a durat prima sesiune, niciodată consilierii nu au fost la număr maxim. Totdeauna a lipsit câte cineva. Tot acum au fost aleși președintele, vicepreședintele și 2 secretari care formau și biroul sesiunii. Variantele acestea de buget despre care vă vorbeam au vizat în primul rând rețeaua de drumuri. Aceasta a fost prioritatea numărul 1 a primei sesiuni. Nu s-au găsit bani suficienți pentru pietruirea acestora, s-a propus numai realizarea podurilor și eventual întreținerea lor. Haideți să vedem câte drumuri mai importante aveam atunci. Târgu Jiu, Turnul Severin peste Bujorăscu. Târgu Jiu, Schela, Vama, Transilvania, Muntele Buliga. Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. Mai era drumul Gilortului, care mergea de la poalele munților până la Craiova, și drumul Târgu Jiu, Borăscu, Strehaia, Turnul Severin. Iată 2 opțiuni către Turnul Severin. Tot în prima ședință s-a discutat și despre instrucția publică. Și s-a hotărât atunci, mi-amintesc și într-o ședință când președinte era domnul Călinoiu, s-a pus această problemă, dar nici până acum nu s-a rezolvat, despre o construcție nouă de școală care să poartă numele lui Alexandru Ioan Cuza. Și iată ce zicea textual, vă citesc. Numire care se va săpa în litere mari pe frontonul zidirii, peste care se va așeza și un frumos piedestal, se va așeza pe un frumos piedestal bustul Măriei sale domnitorul, tăiat în marmură albă și mărime naturală. Vă mărturisesc că eu sunt absolvent al unui liceu care se numește Alexandru Ioan Cuza. Ieri am participat la o manifestare la Ploiești dedicată
realizării monografiei, s-au împlinit anul acesta exact 50 de ani de când eu pășeam în liceul Alexandru Ioan Cuza. Are acolo o frumoasă statuie și cred că ne putem gândi, domnule președinte, și noi pe parcursul acestui mandat la o școală care să-i poarte numele Marelui Domnitor, pentru că este nevoie de așa ceva. Apoi, haideți să vă mai spun de o problemă care s-a discutat în ianuarie 1865 de către Consiliul Județean. Și anume aceea a învoielilor dintre săteni și arendași. Iată ce complexitate de lucruri erau abordate la vremea respectivă. Nu s-au rezolvat prea multe lucruri până când în fruntea Consiliului Județean, și asta s-a întâmplat către sfârșitul veacului, nu a venit un personaj despre care dumneavoastră ați auzit foarte multe, despre care eu am scris, și anume Dincă Schileru, care a reluat această problematică a învoielor agricole și a mers cu ele în Parlament. În februarie 1865, așadar în ultima lună a sesiunii, se adoptă regulamentul intern al Consiliului Județean. Primul regulament intern. Prefectul l-a înaintat Ministerului de Interne și Ministerului Agriculturii și Lucrărilor Publice. Și acest regulament pe care noi l-am găsit la București, pentru că arhiva de la Gorj a fost distrusă în timpul Primului Război Mondial, avea în vedere reguli clare pentru ședințe, concediile consilierilor, existau și atunci, iată, existau concedii ale consilierilor, atribuțiile secretarilor, arhiva și așa mai departe. Dați-mi voie în încheiere, ca un omagiu adus acestui moment relevant din istoria Consiliului Județean Gorj, să dau citire consilierilor aleși atunci în 1864. Alexandru Broșteanu, generalul Cristian Tel, Ion Constantinescu, Constantin Moscu, Zamfir Părăianu. Zamfir Părăianu este primul președinte al Consiliului Județean Gorj și eu mă bucur să-l avem aici printre noi pe domnul Ion Călinoiu, care a facilitat realizarea bustului pe care dumneavoastră îl vedeți la etajul din fața 2, din fața biroului președintelui Consiliului Județean. Un personaj excepțional din istoria noastră, care trebuie amintit cu emoție de fiecare dată când vorbim despre istoria Consiliului Județean. Autorul este regretatul sculptor Paul Popescu. Matei Păun, Ion Roibu, și el un personaj extrem de interesant de la Novaci, deputat în adunările ad hoc, Constantin Săvoiu, la rândul său un personaj copreșitor al județului nostru, și Nicolae Popovici. Și aveam și câțiva supleanți, Cornelie Bălăcescu, Constantin Brătuianu, Teodor Săulescu, Constantin Gărdescu, Anastasie Viscopoleanu și Constantin Dănescu. Am dat citire întregii liste de consilieri județeni de la momentul respectiv. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune tuturor și un mandat cu bucurie. Mulțumesc. Declar închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Gorj. Vă mulțumesc.